calme, pune așa. Am putat, am pus, atenție, că nu de pe ala. Am pus o lăcuțare. Da. Continuăm cu fațada. Doamna Pancica, e tu de sarcină? Asta nu, asta nu. Nu. Este acum deschis... Este axul pe merge cu doamna de manager. Avem trei obiective care mergem cu izolații, fonduri europene. 26% ce l-a spus? Sunt băgate de asta. Nici nu avem probleme. Asta nu. Nu, numai acolo e berea. Ce-i face? Nu, aici o rezolvăm cu izolarea. Cu izolarea și cu tot. Aici e exteriorul, nu? Problema care da. Problema da, care da. Noi da, e partea de exterior, din fațadă. Dar este la tot din portate, și cel mai mult din așa. Nu poți să te abați de la el. Trebuie să îndeplinești obiectivul ăsta, ca să treci mai departe. Să dăm un nume, să dă reușim ceva. Da. Eu am tot interesul. Eu la nimic, aici tot te înfaluși, tot primat, tot. Frigiderul și la bucătărie. Da. Să la mesă. Da. Noi avem nevoie de ceva. Da, din oameni. Mai avem nevoie la etajul 4 dincolo, la medicală plouă. Și vrem să reparăm acoperișul, dar am avea nevoie de niște oameni să ne ajute să dăm fundișul jos. Era în discuții cu ce cărăm fundișul de pe la etajul 4. Gălețile au spus. Gălețile, dar n-aș vrea să ne... Da. Liftul, cam... Nu aveți spațiu printre scări, nu aveți. Nu. Topogan de sus, de la etajul 4. Nu, scripete. Nu, nu topogan. Ce sunt, sunt poșuri de plastic, făcute plastic dur, găsesc de vânzare, să zic așa, la cei cu schiele, care vând schiele, vând ceea ce e. Astea sunt poșuri speciale pentru gunoi. Da, știu. Cad direct în remorcă. Nu iese praful, nu se face agitație. Noi și da, doctor, a avut foarte mulți sponsori. Una dintre cele mai frumoase oficiuri din este. Pentru geamurile, sunt drăguț, parchetul, chiuvetele în saloane. Și chiuvetele în saloane. Asta înseamnă refacere de instalații de apă. Deci tot cu instalații, nu numai chiuvete. Da, există instalația, că era chiuvete, dar noi nu avem instalația. Păi da, trebuie făcut un proiect. E de la... Așa, de la... Asta e investiție. Da. Ceva dacă putem face de fiecare... Măcar un început? Nu, să dăm bani, unii nu este privită ca investiții. Ca să putem face la investiții, este de studii, este de proiect, trebuie tot ce știți cum e. Și dacă eu aici, unii nu este privită ca investiții, să încercăm să facem la o rectificare acum din buget, să dăm niște bani. Să intrăm de luna septembrie. Da, de asta, ca să avem și să facem ceva. Dacă orice casă încep cu geam, nu? La geam, aici e lucrarea de exterior și să le dea aviz de la nu. Nu. Pe exterior trebuie să fie maro și pe interior al. E rămasă pușurarea de la geam. E privită ca investiții sau reparații? Investiții. Investiții, dacă scrie de la lemn la termopan, investiții. Și dai și valoarea acestui de mare, se duce la 140.000. Se duce, cred că, și mai mult de 200. Da, tot trebuie licitații. Începem, poate nu uităm, dar măcar arătăm fac niște pași. Aici era un glazan de lemn. Era un ușurie glazan. Glazan de lemn și acolo și aici. Și le-am dat jos și-am pus termopanul ăsta. Și aici un saloan, nu? Pentru căsuță, pentru CPU, da, și pentru foarte lungă trei. Poate să fie clar. Da, nici nu poți să stea.
Eu sunt, cum zic, sunt hotărât. Dacă găsesc un bănuț acum, în septembrie, facem o rectificare și dăm niște bani pentru școală. Nu, e bugetul așa cum este. Dar la mine nu s-a făcut nimic. Nimic, atâția ani. Nu, 750.000 înseamnă 7 miliarde și da, pentru anul ăsta și jumătate la anul următor. Păi și reușim. Da. Păi nu zicem noi că reușim. Deci în prima tranșă este dată pentru anul a doua tranșă, 750. Și o să aveți. O să mă ajute domnul Bogdan. Chiar dacă nu de la mine, că noi... Domnul primar, dar nu spunem așa. Nu, că vorbim așa, nu spunem așa. Știu, sunt așa, scurge mare. Acolo punem un pic și ori în prag, știți cum să învățăm mai. Dacă veniți cu ea până aici, să mai închide partea. Sunt la fel. Exact cum este la Rom Telecom, eu asta v-am spus. Da, da. Deci asta este singura soluție care o văd. Da. Și unde se ne ducă? De aici? Am dat aici, vine exact pe balul și se întoarce invers. Până ce inclinații pe lisa de Rom? 8%. Ce înseamnă? 8 cm la metru. La metru? Înseamnă că dacă plecăm de aici, în 3 metri jumate trebuie să aibă 25 cm. Poate ce targa și căruciorul. Da. Dar zi, și de ce asta, ce mai spuneți? De ambulanță? Ambulanță care e fost aici. Doamna, de până asta, nu trebuie să vă vedeți că câte un